Promisiunea zilei pentru tine. Astăzi, din Isaia 35:7, unde Domnul ne vorbește: Marea de nisip se va preface în iaz și pământul uscat în izvoare de apă. Promisiunea de astăzi ne vorbește despre faptul că viziunea pe care o dă Dumnezeu se va realiza întocmai, 100%, întotdeauna. Viziunea înseamnă imaginea unui lucru pe care cineva o are sau o primește la nivel mental. Întotdeauna avem viziunea unui lucru mai înainte ca el să devină real sau realizat. Dumnezeu a văzut cu sute de ani înainte pe Israel întors din nou acasă, iar pustia și pământul uscat transformate în iazuri și izvoare de apă, adică pustiul transformat în pământ fertil. Exact așa vede el și viața noastră. Dintr-o viață fără scop, fără viziune, într-o viață transformată, având un scop și destin binecuvântat de el. Aceasta este viziunea pe care Dumnezeu o pune în mintea omului. Iar drumul parcurs ca distanță de timp pentru realizarea viziunii poate fi mai scurt sau mai lung. Când realizăm că deși viziunea este reală, dar ea nu este încă o realitate în noi, atunci Satan vine cu ispitele lui și suntem înclinați să spunem că nu are rost să mergem mai departe și în loc ca viziunea sau planul lui Dumnezeu în viața noastră să devină reală sau real, am ajuns în valea înfrângerii și umilinței. O poezie a cărei autor nu-l cunosc spune: Viața nu-i ca un minereu inutil, ci fier săpat în miezul beznei și bătut de loviturile destinului. Cu privire la viața noastră și la ceea ce vrea să facă din noi, Dumnezeu ne face de cunoscut planul Său, apoi ne coboară în vale ca să ne modeleze după forma chipului dorit de El. Și acolo, în vale, mulți cad și renunță. Orice viziune dată de Dumnezeu va deveni realitate dacă avem răbdare. Dumnezeu are tot timpul la dispoziție. El nu se grăbește niciodată. Noi suntem întotdeauna într-o grabă frenetică. De aceea, până când se realizează viziunea Sa sau planul Său în noi, Dumnezeu trebuie să ne ducă în vale și să ne treacă prin foc și prin apă pentru a ne modela, până când ajungem la punctul unde El vede scopul realizat. Dumnezeu este la lucru, modelându-ne conform scopului pe care îl are cu noi. Dragi ascultători, viziunea pe care o dă Dumnezeu nu este o fata morgană, ci o viziune despre ceea ce vrea El să fii sau să devii. El dorește ca pustiul vieții tale să-l transforme în izvoare de viață și să te bucuri de binecuvântările Lui. Lasă-L pe olar să te pună pe roata Lui și să te modeleze cum îi place. Și tot așa de sigur precum este că Dumnezeu e Dumnezeu și că tu ești tu, este și că vei fi modelat exact după viziunea Lui. Nu te descuraja în acest proces. Dumnezeu vrea să accepți destinul sau viziunea Lui pentru tine și să crezi că El nu te va lăsa niciodată. Viziunea sau planul Lui se poate realiza 100% și în viața ta. Dumnezeu să te binecuvânteze!